revenit la cursuri. Acesta este primul curs de electrocinetică, adică despre curentul electric. Azi voi vorbi despre surse electrice, circuite electrice și mărimi caracteristice circuitelor electrice. Dar întâi să vedem ce este curentul electric. Curentul electric presupune un transport de sarcină electrică, adică deplasarea unei sarcini electrice. Atenție! Asta nu înseamnă că dacă deplasez un corp, am produs un curent electric, pentru că în corpul respectiv avem electroni cu sarcină negativă și protoni cu sarcină pozitivă și s-ar putea spune că am deplasat sarcini electrice. Nu este așa, pentru că în condiții normale un corp este neutru din punct de vedere electric. Adică avem tot atâția electroni în corp cât protoni. Și de aceea sarcina netă este zero. Și tot din cauza asta, de fapt, nu transport sarcina electrică atunci când se deplasează un corp. Pentru a avea un curent electric, un transport de sarcină electrică, avem nevoie de purtători de sarcină electrică, pozitivă sau negativă, liberi, care se pot deplasa. Deci particule cu sarcină electrică care se pot deplasa. În atomi avem, într-adevăr, atât electroni cu sarcină negativă, cât și protoni cu sarcină pozitivă, dar în condiții normale, nici electronii și nici protonii nu pot să părăsească atomul. Există reacții chimice în care avem un schimb de electroni între atomi, dar asta e tot. Asta încă nu înseamnă curent electric. Există fenomene radioactive în care protoni pot să plece din nucleu, dar nici asta încă nu înseamnă un curent electric. Din fericire, există o legătură chimică specială, numită legătură metalică, în care atomii care formează o rețea cristalină, atom de metal, pun în comun electroni. Fiecare atom cedează 1, 2, 3 electroni, devine ion pozitiv și atunci se formează o rețea cristalină în care avem ioni pozitivi, așa cum vedeți în desen, printre care se mișcă liber electroni. Iar acești electroni se pot deplasa în tot volumul metalului respectiv. Deci avem purtători de sarcină electrică negativă liberi. Acești electroni liberi se mișcă tot timpul dezordonat, asemănător cu moleculele unui gaz. Dar dacă metalul se găsește într-un câmp electric, atunci apar forțe care acționează asupra acestor electroni și care îi pun pe toți în mișcare. Deci peste mișcarea dezordonată se suprapune o mișcare ordonată, o așa numită mișcare de transport a electronilor prin metal. Puteți vedea un model al acestei mișcări într-un fragment dintr-un clip mai vechi. Electronii liberi din metal, pentru că despre ei discutăm, doar ei se pot mișca prin tot metalul. Electronii liberi din metal se mișcă dezordonat tot timpul, ca moleculele unui gaz. Și atunci ce înțelegem prin faptul că s-au mișcat toți spre dreapta, ca așa am spus în explicația mea de mai înainte? Înseamnă că peste mișcarea dezordonată se suprapune o mișcare ordonată, cam așa. Deci, mișcarea dezordonată nu încetează. Electronii se mișcă tot timpul dezordonat și se ciocnesc între ei și cu ionii din rețeaua cristalină a metalului, dar în momentul în care peste această mișcare se suprapune și o mișcare ordonată, avem curent electric. Asta înseamnă că avem curent electric și viteza acestei mișcări ordonate a electronilor vrem să o găsim. Dacă vreți să știți cum se calculează viteza de transport a electronilor într-un metal, atunci puteți să accesați acest clip. Găsiți linkul în descriere la minutul 20 și 30 de secunde. Această mișcare de transport a electronilor într-un metal se numește curent electric. Iar sensul convențional
al curentului electric, a fost ales de la potențial mai ridicat, notat pe schemele electrice cu plus, spre potențial mai scăzut, notat pe schemele electrice cu minus. În acest desen, în partea lui de sus, puteți vedea două sfere metalice electrizate, cea din stânga pozitiv, cea din dreapta negativ, și o linie de câmp care le unește. Pe linia de câmp se găsesc două puncte, punctele A și B. Am arătat în al doilea curs de electrostatică că potențialul punctului A este mai ridicat decât potențialul punctului B, pentru că e mai aproape de sarcina pozitivă și mai departe de sarcina negativă decât punctul B. Ceea ce înseamnă că dacă unesc aceste două sfere metalice cu un conductor, un cilindru metalic, de pildă, așa cum vedeți în partea de jos a desenului, vor trece electroni de pe sfera electrizată negativ pe sfera electrizată pozitiv. Dar sensul convențional al acestui curent electric este de la sfera electrizată pozitiv spre sfera electrizată negativ, adică de la potențial mai mare spre potențial mai mic. Dacă avem deci două conductoare, între care avem o diferență de potențial, prin unirea lor cu ajutorul unui conductor metalic se obține un curent electric. Electronii se vor deplasa, așa cum am arătat, de pe o sferă pe cealaltă, nu toți, o parte dintre ei. Dar acest curent electric durează foarte puțin, până când se egalează potențialele electrice ale celor două sfere metalice. Să obținem un curent electric care să dureze mai mult, atunci trebuie să menținem diferența de potențial dintre cele două conductoare, care capătă acum numele de electrozi sau borne. Dar pentru asta avem nevoie de un dispozitiv care să oblige electronii să treacă înapoi la conductorul cu potențial mai scăzut. Însă, pentru a face acest lucru, dispozitivul respectiv, care se numește sursă electrică, trebuie să fie conectat la cele două borne, așa cum vedeți în acest desen. Și trebuie să efectueze lucru mecanic ca să împingă electronii contra forței produsă de câmpul electric asupra lor. Și pentru a efectua acest lucru mecanic, sursa electrică are nevoie de energie. Deci rolul unei surse electrice este să mențină o diferență de potențial între două conductoare, numite bornele sau electrozii sursei, obligând electronii să se miște de la o bornă la alta împotriva forțelor electrice care acționează asupra lor. În acest fel, sursa transformă un anumit fel de energie în energie electrică, iar sursele pot fi clasificate tocmai după energia pe care o transformă în energie electrică. Avem astfel surse care folosesc energie chimică, bateriile, care de fapt se numesc elemente galvanice, dar le spunem de obicei baterii, și de asemenea acumulatoarele. Avem apoi surse care transformă energia mecanică în energie electrică, dinamurile și alternatoarele. Avem surse care transformă energia luminoasă în energie electrică, fotoelementele și altele.
pentru a avea un curent electric care să nu dureze doar o clipă, să dureze suficient de mult ca să-l putem folosi la ceva, avem nevoie de un circuit electric, așa cum ați văzut. Sursa trebuie să fie conectată prin fire conductoare, prin conductori metalici la cele două borne și în felul ăsta obținem un circuit electric prin care electronii se pot deplasa trecând prin tot circuitul. Pentru că, atenție, sursa nu produce electroni, nu produce sarcină electrică, produce doar un câmp electric care pune în mișcare electronii prin circuit. Tot așa cum o pompă într-o conductă nu produce apă, ci doar pune în mișcare apa din conductă. Un circuit electric trebuie să conțină cel puțin trei lucruri, în general vorbind. Și anume o sursă electrică, evident, un receptor de energie și conductoare, fire metalice, care să facă legătura între sursă și receptor, care de fapt să transporte energia electrică de la sursă la receptor, așa cum vedeți în acest desen. Sursa este reprezentată în partea de jos și vedeți cele două borne, borna pozitivă și borna negativă, iar receptorul în partea de sus. Cel mai simplu receptor este un rezistor care transformă energia electrică în căldură. Un rezistor este o porțiune de circuit prin care curentul trece mai greu decât prin restul circuitului și atunci acolo se produce căldură. Acolo energia electrică se transformă în căldură. Voi vorbi despre acest lucru în cursurile care urmează. Deci sursa transformă o formă oarecare de energie în energie electrică. Ce face receptorul? Receptorul face opusul. Transformă energie electrică într-o formă oarecare de energie. Căldură, de pildă, aparatele de încălzit, lumină, becurile, LED-urile și așa mai departe, lucru mecanic, motoarele electrice, asta fac, transformă energia electrică în lucru mecanic. S-ar putea să vă puneți întrebarea, dar ce rost are asta? Ce rost are, de pildă, să transformăm energia luminoasă în energie electrică și apoi din nou să transformăm energia electrică în energie luminoasă? Aici ajungem la marele avantaj pe care îl are energia electrică față de alte forme de energie, și anume, energia electrică poate fi transportată foarte ușor. E nevoie doar de două fire metalice, doi conductori. De fapt, aici, pe Pământ, e suficient unul, pentru că pe celălalt îl putem înlocui cu Pământul, după cum veți vedea în cursurile care urmează. E foarte greu să transportăm alte forme de energie, de pildă lumina. Sigur, există un dispozitiv care transportă lumina din exterior în casă, se numește fereastră. Dar ce facem dacă trebuie să transportăm lumina la distanță mai mare? În cazul acesta, cel mai simplu este să transformăm energia luminoasă în energie electrică, transportăm energia electrică până unde vrem și acolo, cu ajutorul unui LED, de pildă, putem transforma energia electrică în lumină. Și în felul ăsta am transportat lumina, dar am făcut-o trecând printr-o altă formă de energie. Sigur că, în general, aceste transformări se fac cu pierderi, cu o singură excepție. Energia electrică se poate transforma integral în căldură, un randament 100%. Am arătat acest lucru în clipul aparate de încălzit. Bineînțeles că circuitele electrice pot avea și alte componente, pot fi mult mai complicate, cum ar fi întrerupătoare, aparate de măsură, noduri în care se întâlnesc mai multe conductoare, dispozitive electronice și multe altele, dar despre toate astea vom vorbi în cursurile care urmează. Să vedem acum care sunt mărimile fizice de care avem nevoie ca să descriem ceea ce se întâmplă într-un circuit electric, fenomenele electrice care au loc în acel circuit. Să începem cu intensitatea curentului electric.
Să presupunem că avem un conductor prin care avem un curent electric. Asta înseamnă că printr-o anumită secțiune a acestui conductor trec într-un anumit interval de timp N mare electroni. Și fiecare electron, știm de la electrostatică, are sarcina electrică E mic, numită sarcină electrică elementară. Asta înseamnă că într-un anumit interval de timp, prin secțiunea noastră, trece sarcina Q egală cu N ori E. Numărul electronilor care au trecut, înmulțit cu sarcina unuia dintre ei, fiecăruia dintre ei, sarcina elementară. Raportul dintre această sarcină și timpul în care a trecut sarcina respectivă prin această secțiune se notează cu litera I mare și se numește intensitatea curentului electric. Intensitatea curentului electric este mărimea fizică fundamentală pentru studiul fenomenelor electrice și magnetice. Ceea ce înseamnă că unitatea ei de măsură, unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric în sistemul internațional este amperul. Amperul este unitatea de măsură fundamentală pentru studiul fenomenelor electrice și magnetice. Cu alte cuvinte, toate unitățile de măsură din cadrul electricității și magnetismului pot fi exprimate cu ajutorul metrului, kilogramului, secundei și amperului. De pildă, din această relație se poate vedea că sarcina electrică se poate scrie I ori delta T. Și atunci asta înseamnă că sarcina electrică, având unitatea de măsură coulomb, coulombul se poate scrie amper ori secundă. Și toate celelalte unități de măsură din electricitate și magnetism se pot exprima cu ajutorul amperului, a metrului, a kilogramului și a secundei. Intensitatea curentului electric se măsoară cu un aparat numit ampermetru. Ampermetrul se leagă în serie cu receptorul electric prin care vrem să știm ce valoare are intensitatea curentului. Pentru că ampermetrul, fiind legat în serie, înseamnă că același curent care trece prin receptor trece și prin ampermetru. Și ampermetrul măsoară, de fapt, intensitatea curentului care trece prin el. Dar dacă intensitatea respectivă este egală cu intensitatea curentului prin receptor, atunci, de fapt, măsurăm intensitatea curentului prin receptor. O altă mărime fizică foarte importantă pentru studiul circuitelor electrice este tensiunea electrică dintre două puncte ale circuitului. Sursa electrică produce, am văzut, un câmp electric. Știm din electrostatică că atunci când două puncte se găsesc într-un câmp electric constant, atunci între ele avem o diferență de potențial, adică o tensiune, notată cu litera U, care se poate calcula cu formula E ori D, adică intensitatea câmpului electric înmulțită cu distanța dintre cele două puncte. Tensiunea care apare între bornele unei surse datorită fenomenelor chimice, magnetice sau de altă natură care au loc în interiorul sursei, se numește tensiune electromotoare. Se notează cu litera E mare și această tensiune electromotoare este o caracteristică a sursei respective. Conductoarele care leagă sursa de receptorii din circuit sunt ghiduri pentru câmpul electric produs de sursă. Și prin aceste conductoare, câmpul electric ajunge la toate elementele din circuit și produce tensiuni electrice
pe elementele de circuit, pe receptori. Și tensiunea electrică dintre două puncte știm că este raportul dintre lucrul mecanic efectuat ca să transportăm o anumită sarcină între cele două puncte și sarcina respectivă. Asta înseamnă că tensiunea între două puncte de circuit va fi raportul dintre lucrul mecanic pe care îl efectuează sursa, care este de fapt egal cu energia pe care folosește sursa, să notăm cu W, pentru a transporta o sarcină Q între cele două puncte și sarcina Q. Și am văzut la electrostatică că unitatea de măsură pentru tensiune în sistemul internațional este unitatea de măsură pentru energie sau pentru lucru mecanic, adică joule pe unitatea de măsură pentru sarcina electrică, coulomb, și raportul acesta a primit numele de volt. Deci, tensiunea electrică totală pe care o produce sursa se numește tensiune electromotoare și este o caracteristică a sursei respective. Această tensiune se împarte pe elementele de circuit, după cum o să vedeți în cursurile următoare, și pe fiecare element de circuit, pe fiecare receptor, de pildă, vom avea o tensiune U, care este egală cu raportul dintre energia pe care o folosește sursa ca să transporte o sarcină Q între cele două puncte și sarcina respectivă. Asta înseamnă că tensiunea electromotoare a sursei se poate defini ca fiind energia totală efectuată de sursă pentru a transporta o sarcină prin tot circuitul și sarcina respectivă. Tensiunea electrică se măsoară cu ajutorul unui aparat numit voltmetru, iar voltmetrul se leagă în paralel cu receptorul pe care vrem să măsurăm tensiunea, pentru că în acest fel, tensiunea pe voltmetru va fi aceeași cu tensiunea pe receptor și anume va fi tensiunea dintre punctele A și B. Și voltmetrul ne arată tensiunea pe el, dar acea tensiune este egală cu tensiunea pe receptor, deci de fapt putem spune că măsurăm tensiunea pe receptor. Și acum rezistența electrică. Dacă aplicăm pe un rezistor o anumită tensiune, să spunem tensiunea U, și măsurăm această tensiune și de asemenea măsurăm și intensitatea curentului prin rezistorul nostru, vom observa dacă facem mai multe măsurători pentru mai multe valori ale tensiunii, că intensitatea curentului prin acest receptor, prin rezistor, este proporțională cu tensiunea aplicată. Ceea ce înseamnă că raportul dintre tensiune și intensitate este constant și este o caracteristică a acestui rezistor. Și acest raport se notează cu litera R mare și se numește rezistența electrică a rezistorului respectiv. Se vede că unitatea de măsură pentru rezistența electrică în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru tensiune, adică voltul, supra unitatea de măsură pentru intensitate, adică amperul, iar acest raport a primit numele de ohm, se notează cu litera omega, omega mare, și se numește ohm, în cinstea fizicianului german cu același nume. Deci, rezistența electrică este raportul dintre tensiunea aplicată pe un rezistor și intensitatea curentului care trece prin rezistorul respectiv. Această formulă se numește legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, dar despre legile circuitelor electrice vom discuta mai pe larg în cursul următor.
În final, acum dacă știm ce este intensitatea curentului electric și tensiunea între două puncte de circuit, putem înțelege mai bine ce înseamnă legarea în serie, respectiv legarea în paralel. Dacă avem legarea în serie a mai multor rezistori, să zicem 3, atunci asta înseamnă că intensitatea curentului este aceeași prin toți rezistorii, este I. În schimb, tensiunile sunt diferite. Pe rezistorul care are rezistența R1, tensiunea va fi U1, pe rezistorul care are rezistența R2, tensiunea va fi U2, iar pe rezistorul care are rezistența R3, tensiunea va fi U3, iar aceste tensiuni se pot calcula cu relațiile U1 egal cu I ori R1, U2 este egal cu I ori R2 și U3 este egal cu I ori R3. Iar tensiunea totală pe acest grup de rezistori este suma celor 3 tensiuni, U1 plus U2 plus U3. Legarea în paralel a mai multor rezistori, să zicem din nou 3, avem rezistorul R1, rezistorul R2 și rezistorul R3, avem o singură tensiune, pentru că toți rezistorii sunt legați la punctele A și B. Și avem o singură tensiune, așa cum la legarea în serie am avut o singură intensitate. În schimb, aici avem 3 intensități. Avem intensitatea I1 prin rezistorul R1, intensitatea I2 prin rezistorul R2 și intensitatea I3 prin rezistorul R3. Iar aceste 3 intensități se pot calcula cu legea lui Ohm. Intensitatea I1 este U supra R1, intensitatea I2 este U supra R2, iar intensitatea I3 este U supra R3. Iar suma celor 3 intensități, I1 plus I2 plus I3, este curentul I prin așa numita ramură principală. Deci curentul care a venit prin acest conductor s-a ramificat, s-a împărțit în 3 curenți diferiți în funcție de rezistențele prin care trebuie să treacă curenții respectivi. Cursul următor, voi spune mai multe despre rezistența electrică și voi vorbi despre legile circuitelor electrice. La revedere!